haideți și în după masa acestei zile să înălțăm și să preamărim numele Dumnezeului nostru care este viu în vecii vecilor. Cu o inimă care este gata să cânte, cu glasul nostru care vrem să-L îndreptăm spre Dumnezeu, haideți să-L onorăm și în seara aceasta și haideți să ne ridicăm cu toți în picioare și să-L preamărim că merită. Ori de câte ori ne adunăm în locul acesta să-I preamărim numele și să-L onorăm pe El, că este Dumnezeu viu, drept, îndurător și milostiv. Fața ta și nu lua
El este Domnul oștirilor. Cartea de Deuteronom, cu capitolul 7 și versetul 9, spune așa: Să știi dar că Domnul Dumnezeul tău este singurul Dumnezeu. El este un Dumnezeu credincios și își ține legământul și îndurarea până la al milia neam de oameni față de cei ce-L iubesc și păzesc poruncile Lui. Amin. Doamne, am venit și în seara aceasta dornici să Te înduri de noi și să-ți reînnoiești legământul față de noi în seara aceasta. Haideți să ne înălțăm glasul înspre El. Este singurul care merită să luăm din timpul nostru și să-L înălțăm numele. Este singurul Dumnezeu viu și îndurător și adevărat pe pământul acesta, în cer și sub pământ. Haideți să-L înălțăm în seara aceasta. Amin.
stă sub ocrotirea celui preanalt, la umbra celui atotputernic, face din el loc de scăpare, căci Domnul Sfânt e Dumnezeul meu, în care mă cred. Domnie să cadă! O mie să cadă alături de tine și 10.000 la dreapta ta de vor cădea. O mie să cadă alături de tine și 10.000 la dreapta ta de vor cădea. Cu ochii privește să vezi răspândirea acelui salva. Să nu te temi de groaza din noaptea cea grea, nici de săgeata ce-ți scoară ziua de ciumarea. Căci Domnul-ți va păzi cărarea de ea. O mie să cadă! O mie să cadă alături de tine și 10.000 la dreapta ta de vor cădea. Celui rău, doar harul său te va salva. Amin. Părinte Ceresc, Tatăl nostru, Dumnezeu atotputernic, acel ce ești veșnic, acel ce ești viu în veacul vecii vecilor, Doamne, acel ce ești Alfa și Omega, ele știi, Doamne Iisuse, pe toate și ne cunoști pe fiecare. Și venim să preamărim numele Tău, Doamne, venim înaintea Ta cu inimile deschise să-Ți mulțumim, Doamne, pentru harul acesta pe care îl avem de a lăuda numele Tău, Doamne, de a sta înaintea Ta și nu avem merite, Doamne. Venim să ne recunoaștem, Doamne Iisuse, că nu suntem vrednici, Doamne, ești Cel ce ne-ai onorat, Doamne Iisuse, cu prezența Ta în locul acesta și Ți-ai împlinit promisiunea că acolo unde doi sau trei sunt adunați în numele Tău, Tu ești acolo, Îți mulțumim, Tată. Venim să-Ți mulțumim de asemenea, Doamne Iisuse, pentru promisiunile Tale minunate de a fi cu noi, Doamne. Ajută-ne, Doamne Iisuse, să trăim ca și mesageri ai veștii buni, Doamne Iisuse, vestea aceasta bună pe care o găsim în cuvântul Tău. Venim să-Ți mulțumim că dragostea Ta se revarsă peste noi, peste casele noastre, peste inimile noastre. Umple-ne de pacea Ta, Doamne Iisuse. Îți mulțumim pentru cuvântul Tău, Doamne.
Și suntem atât de onorați, Doamne Iisus, să trăim la aceste vremuri, așa cum am auzit și dimineață, Doamne, când avem cuvântul Tău, Doamne Iisuse, din belșug. Ajută-L, Doamne Iisus, ajută-ne să medităm la El, Doamne, să-L trăim în viețile noastre. Și când suntem, Doamne Iisuse, în lumea aceasta, cei din jur să vadă că există în noi ceva mai mult decât ceea ce oferă lumea. Ajută-ne să fim mesagerii cuvântului Tău, Doamne, a păcii care Tu o dai peste viețile noastre, mai presus de orice pricepere omenească, Doamne. Îți mulțumim și Te slăvim pe Tine, Tată. Și vrem să rămânem smeriți la poala crucii Tale și să Te rugăm ca Tu să lucrezi în continuare. Te chemăm, Doamne Iisuse, să fii cu fiecare dintre noi. Te rugăm să călăuzești Tu pe fiecare, Doamne Iisuse, care lipsește din locul acesta, Doamne. Te rugăm să fii cu cei care sunt în evangelizare, Doamne Iisuse, în câmpul Tău de misiune. Te lăudăm și Te slăvim și Îți mulțumim pentru că Te înduri de noi și ne dai mai mult decât știm noi să cerem. În numele Domnului Iisus Hristos Îți mulțumim și Te slăvim. Amin. Din cer se aude cântând, o păcătos vin la Iisus, vino, vino. Un cor îngeresc din cer se aude cântând, o păcătos vin la Iisus, vino, vino. Amen.
Iisus și-a dat viața-n dar, de aceea azi noi te chemăm, vino, vino. Urcând sus pe calvar, Iisus și-a dat viața-n dar, de aceea azi noi te chemăm, vino, vino. Vocile noastre încă o dată, hai la El! Doamne, că și Tu astăzi, și astăzi ne chemi la Golgota, ne chemi la Calvar, ne chemi la cruce, ne chemi să vedem, Doamne, să fim martori ai morții și ai învierii Tale, Doamne. Și oricine va vedea purtarea noastră, Doamne, să cunoască că noi Te-am cunoscut pe Tine, Doamne. Și noi putem mărturisi ziua aceasta, Doamne, că ne-ai făcut părtași morții și învierii Tale la cruce, la Calvar. De aceea și astăzi ne chemi să venim la Tine, Doamne. Îți mulțumim, Doamne, că chemarea Ta nu s-a terminat la cruce, chemarea Ta este valabilă și pentru noi astăzi. Chiar dacă Te cunoaștem pe Tine, chiar dacă am fost martor, Doamne, și chiar dacă am făcut un legământ cu Tine, Doamne Dumnezeule, în fiecare zi, Doamne, venim la Tine după ce avem, după ce cădem, Doamne, după ce avem poate vremuri în care ne depărtăm de Tine, Doamne, poate că-s vremuri în care mintea noastră și inima noastră nu sunt aproape de Tine, venim din nou la cruce, Doamne, venim din nou la Calvar, Doamne, venim din nou, Doamne, ca Tu să-ți reverși harul Tău, Doamne, peste noi. Știm că Tu ne dai atâta har și avem atâta har, Doamne. Chemăm, Doamne, jertfa Ta să ne spele, sângele Tău să ne curățească, Doamne. Și vrem ca în seara aceasta un cor îngeresc să se audă cântând în mijlocul nostru, Doamne. Om păcătos, vin la Iisus, vino. Noi suntem păcătoși înaintea Ta, Doamne, dar sângele Tău încă ne mai spală, dar sângele Tău încă ne mai curățește și ne eliberează. Eliuș, atinge-ne, Te rog, în seara aceasta, Doamne, și fă ca jertfa lui Iisus Hristos, Doamne, să pună în noi dorința, Doamne, de a mărturisi, Doamne, în lumea aceasta că există un Dumnezeu puternic. Îți mulțumim, Te rog, lasă Duhul Tău ce sfânt în continuare, Doamne. Te rog, îndură-Te de noi, Doamne. Te rog, întinde-Ți mâna Ta și brațul Tău puternic, Doamne. Haideți să mai cântăm o dată refrenul acestei cântări și să ne deschidem inima înaintea lui Dumnezeu, că El merită toată slava. Hai la El, nu mai sta, azi Iisus te cheamă, vino, vino. Domnului pentru acest timp de rugăciune, mulțumim Domnului
pot să zic că putem zice că am simțit prezența lui Dumnezeu. Eu nu am simțit că Dumnezeu a fost între noi. Aș vrea ca Dumnezeu să facă Biserica Hosena o cetate pe stâncă. Lumina Lui să lumineze în biserica aceasta și biserica aceasta să lumineze. Mulțumim Worship Team pentru efortul depus. Mulțumim tuturor. Domnul să binecuvânteze în continuare timpul. Frate Aurel, vă rog să luați cuvântul.